Incidente bizare în Olanda. Autoritățile olandeze se află în alertă după ce două magazine cu specific polonez au fost devastate de explozii în două orașe diferite. Până acum, poliția nu a descoperit nicio legătură între cele două incidente. Deși ambele explozii au avut loc într-un supermarket polonez, acestea nu s-au întâmplat în același oraș. Prima a avut loc într-o localitate aflată în apropierea capitalei Amsterdam, iar a doua în regiunea Brabantul de Nord. Potrivit autorităților, nimeni nu a fost rănit, însă deflagrațiile au fost suficient de puternice încât să afecteze magazinele și clădirile aflate în apropiere. Mai mult de atât, o mașină aflată în fața unuia dintre magazine a fost cuprinsă de flăcări. Poliția a demarat o anchetă pirotehnică, iar acum așteaptă rezultatele pentru a stabili cauza explo Zilor. Autoritățile sunt însă de părere că ar putea fi vorba despre o reglare de conturi.